ultimii ani, mai mulți preoți din țara noastră au părăsit Mitropolia Moldovei, care se subordonează Patriarhiei Ruse, și au aderat la Mitropolia Basarabiei, parte a Patriarhiei Române. În data de 16 februarie 2024, reprezentanții Mitropoliei Moldovei au anunțat despre eliberarea din funcția lui Nicolae Grapin, paroh la Biserica Adormirea Maicii Domnului din orașul Telenești, care a aderat la Mitropolia Basarabiei. În acest reportaj vom afla în ce circunstanțe parohul Nicolae Grapin a renunțat să mai fie credincios Mitropoliei Moldovei și a trecut la Mitropolia Basarabiei. Ce spune slujitorul Domnului despre necesitatea acestei schimbări? Care sunt motivele ce îi fac pe tot mai mulți preoți să renunțe să facă parte din Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldovei și trec la Mitropolia Basarabiei? Dar și ce spun reprezentanții celor două comunități religioase despre migrarea preoților dintr-o mitropolie în alta? Nicolae Grapin povestește că în copilărie își dorea să devină fie actor de teatru, fie preot. Acesta spune că visul de a îmbrăca sutana și a da povață inoriașilor a prevalat. M-am pornit la actorie, dar Dumnezeu ne-a descoperit că trebuie să merg la preoție. Lucrul ăsta a fost o minune pentru mine, fiindcă un conducător de clasă m-a luat deoparte și mi-a spus că tu treci și preot, dar nu treci și actor. A fost un semn, cred că la Dumnezeu. Drumul spre realizarea visului său nu a fost atât de simplu, spune preotul. El nu a reușit să intre din prima la seminarul teologic de la Căpriana, iar din acest motiv a fost obligat să facă serviciul militar. Abia după aceea, Nicolae Grapin a putut să facă studiile în teologie. După serviciul militar m-am întors și am mers la mănăstirea de la Chiștelița, unde am învățat 2 ani de zile. Lângă mănăstire era școala de cântăreți. După 2 ani de zile am mers la preoție, la seminarul Noul Neamț. După aceea am mers la Academie de Teologie. Sunt mai mult de 30 de ani de când Nicolae Grapin a îmbrăcat veșmântul clerical. Începând cu anul 1993, acesta a slujit în parohia din satul de Barștină, Inești, Raionul Telenești. Peste 3 ani, el a devenit cler la parohia Adormirii Maicii Domnului din orașul Telenești. Iar începând cu anul 2000, preotul a îndeplinit funcția de paroh al bisericii. Anii ăștia au fost rodnici, au fost ani și mai greu sau mai dificili în privința lucrului unal care se săvârșea la Sfânta Biserică. Dar au fost ani și mai buni, care au fost rodnici, au fost cu creștini, au fost momente, erau diferite momente, dar ne-a făcut datoria cinstit față de biserică, față de inoriaș. Toți acești ani mi-am făcut datoria cinstit față de chiar și de mitropolie. Am fost ascultător, am terminat seminarul teologic al Chișinăului la Noul Neamț, la mănăstirea Noul Neamț. După aia am mers la Academie de Teologie de 4 ani de zile. Mi-a făcut datoria, cum spunem așa. Cinstit, am făcut. Am fost și la adunări, am fost și am luat parte la activități, la întruniri, la discipline, la școală și în alte activități care se desfășurau. Nu m-am eschivat de la lucrul acesta. Am socotit că trebuie de îndeplinit ascultare și totodată și facem și noi datoria de preot în fața inoriașului, publicului, în fața societății noastre. Am contactat reprezentanții Mitropoliei Moldovei pentru a afla în ce circunstanțe Nicolae Grapin a renunțat să-i mai fie credincios Mitropolitului Vladimir. Am discutat la telefon cu Ioan Moșneguțu, episcopul Sorocii. Cel de urmă susține că parohul Nicolae nu a avut abateri de la conduita preoțească, iar decizia lui de a părăsi Mitropolia este una nejustificată. Cunosc, eu nu am avut abateri disciplinare, m-a slujit potrivit rânduielilor în parohie încredințată, nu a avut nicio problemă. Atunci când un preot intenționează să meargă într-o altă jurisdicție bisericească, nu are decât să întocmească un demers pe numele episcopului eparhiei în cadrul căreia a slujit și slujește și să ceară binecuvântarea și permisiunea ca să fie transferat într-o altă entitate eclesială, bisericească. Atunci când este vorba de comunitate, de parohie, el nu trebuie să rezolve în numele întregii comunități. Ori
în cazul bisericii din Telenești, bună parte, în proporție de 60%, credincioșii se opun acestei decizii a părintelui Nicolae Grapin. Mitropolia Moldovei ar fi aflat post-factum despre hotărârea preotului Nicolae Grapin, iar tot ce a putut să facă conducerea instituției a fost să-l oprească din oficierea serviciului divin. A fost oprit de a săvârși cele sfinte, întrucât a părăsit fără permisiunea, fără cartea canonică a ierarhului, jurisdicția Mitropoliei Moldovei. Atunci când pleci în altă jurisdicție fără permisiunea ierarhului, fără, ziceam, cartea canonică, atunci ești sancționat. Doar din cauza asta a fost sancționat, nu din alte motivații. Pe când credincioșii au rămas indignați, stupefiați și nemulțumiți. Din care cauza a fost sancționat canonic? În timp ce conducerea Mitropoliei Moldovei spune că a fost surprinsă de hotărârea luată de preotul Nicolae, reprezentanții Mitropoliei Basarabiei spun că această migrare a preotului s-a întâmplat cât se poate de firesc. De la părintele Constantin Olariu, purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Basarabiei, am aflat că în luna septembrie 2023, comunitatea religioasă din Telenești, în frunte cu parohul Nicolae, a depus cererea de aderare în cadrul Patriarhiei Române. Începând cu luna octombrie, a început procesul de trecere a comunității Parohia Dormirea Maicii Domnului în cadrul Mitropoliei Basarabiei. Desigur, printr-un proces verbal al Consiliului Parohial și a credincioșilor active ai parohiei se ia această hotărâre. Nu este o hotărâre individuală a preotului, atât în cazul părintului Nicolae, cât și în cazul tuturor preoților parohi care vor să vină în cadrul Mitropoliei Basarabiei. Parohul de la Biserica Dormirii Maicii Domnului din Telenești spune că decizia de a adera la Mitropolia Basarabiei nu a fost planificată din timp. Preotul povestește că a făcut acest pas la insistența enoreașilor, care l-a convins să renunțe la subordinea Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove. Decizia s-a luat nu de mult lucrul acesta. Anul trecut deja a fost deci pe tema zilei de discuții, tema aceasta. Dar propunerea a fost mai de mult, de către enoreași, de către oamenii de bună credință. Părinte, avem o biserică a neamului, o biserică care ne prezintă, avem patriarh, avem metropolit aici. Spăi, fraților, mai așteptăm, mai vedem cum lucrurile se mai schimbă. Credeam că spre bine, numai nu spre rău. L-am întâlnit la biserica de la Telenești și pe Vitalie Mircea. El este profesor de istorie la un liceu din oraș și frecventează des lăcașul de cult. Vitalie spune că este unul dintre enoreașii care l-a încurajat pe părintele Nicolae să se adreseze Mitropoliei Basarabiei cu cererea de aderare. Deci aici eu am privit această decizie prin două dimensiuni. Una este dimensiunea profesională, deci ca profesor de istorie mă bucură faptul că a avut loc această trecere și este cumva o revenire esențială și una normală la trecutul istoriei pe care l-am avut. Din punct de vedere personal, susțin această decizie și chiar mă bucură faptul. Preotul spune că la baza aderării la Mitropolia Basarabiei este faptul că lăcașul a fost construit în perioada de după Marea Unire din 1918, atunci când mitropolit era Gurie Grosu. Ea deja s-a reconstruit biserica deja în 1924. Și aici avem inscripțiunea care este binecuvântarea scrisă de arhiepiscopul Gurie Grosu. Aici, pe data din 1, luna 11, anul 24. Se spune, da? Se aprobă reconstrucția, reconstruirea bisericii după planul vechi. Arhiepiscopul Gurie. După 1918, revenind în componența României Mare, evident că și bisericile din ținutul Basarabiei, așa cum a fost denumit începând cu 1812, au fost supuse cumva sau au trecut la acest românism și la ideile românești, la cultura românească, au revenit acolo unde trebuiau să fie. Și acest lucru a
nemijlocită a avut un efect și asupra acestei biserici. Un alt motiv care l-a specificat Nicolae Grapin în a renunța să mai fie fidel Mitropoliei Moldovei este faptul că după 24 februarie 2022, odată cu izbucnirea războiului din Ucraina, Patriarhul Kiril a justificat public de mai multe ori agresiunea Rusiei în țara vecină. Am constatat că lucrurile merg nu spre bine, începând conflictul militar din Ucraina, care părei de rău implicată și biserica acolo, într-o care măsură nu oprește războiul, dar îl susține. Asta e deja e o abatere mare, credem, de la normele vieții, chiar și la, putem spune, la canoanele, de la Sfânta Scriptură. Și aici lucrurile s-au tensionat, s-au accelerat în privința aceasta, că vedem cum care este reacția sau care este rezultatul rocul acesta. Reprezentanții Mitropoliei Basarabiei ne-au confirmat că războiul din Ucraina constituie un factor decisiv pentru determinarea convingerilor religioase ale preoților care aleg să adere în această instituție în ultima perioadă. Preotul împreună cu comunitatea doresc să treacă în cadrul Patriarhiei României. Unele dintre motive, după cum sunt foarte bine cunoscute, este și invazia Rusiei în Ucraina, faptul că Biserica Rusă încurajează omuciderea, mai ales asupra unui frate creștin, și nu vor să se asocieze prin acest mod cu Biserica Rusă. În răspuns, Ioan Moșneguț spune cu convingere că Mitropolia Moldovei nu susține agresiunea Rusiei în Ucraina și nici declarațiile făcute publice de către Patriarhul Kiril. Iată, eu aș declara că dumneavoastră susțineți războiul din Ucraina, dar dumneavoastră spuneți că de fapt nu îl susțineți. Păi cum rămâne? Pe cine să creadă terța persoană? Deci, în repetate rânduri, mitropolitul și purtătorii de cuvânt ai instituției mitropolitane au declarat că noi, Biserica Ortodoxă din Moldova, condamnăm războiul din Ucraina. Ce trebuie să facem altfel ca să fie convins părintele Nicolae Grapin că noi nu suntem susținătorii războiului din Ucraina? Da. Deci noi am avut și declarații în presă, am postat în repetate rânduri pe site-ul Mitropoliei declarații în acest sens. De ce nu mai avea nevoie părintele Nicolae Grapin sau ceilalți care susțin că noi sprijinim acțiunile de război din Ucraina? Sunt niște motive confuze și sterile. Impozitarea excesivă din partea Mitropoliei Moldovei ar fi fost un alt factor care a încurajat aderarea la Mitropolia Basarabiei. Preotul Nicolae Grapin recunoaște că în ultimii ani taxele erau tot mai apăsătoare. Diferit erau taxele, nu este motivul principal. Suntem conștienți că trebuie de întreținut și Mitropolia și ierarhia superioară. Dar oricum și asta e un moment că lovește în starea financiară a bisericii, că trebuie să ne abținem sau trebuie să limităm unele cheltuieli ca să facem alte donații. Asta e viața, dar cu starea noastră sărăcie care e în ziua de astăzi și care cu starea care o avem în Sfânta Biserică, că avem mai mulți bătrâni, pensionieri în biserică, înțelegeți că nu e ușor. Nu e ușor ca să stai în fața și la mitropolie și la băbucinie și în fața bisericii, să mai dai o leafă, să mai faci o reparație și să mai... Că e greu de la lume de strâns. Prin unele cazuri, poate zicem, da, poate exagerate în momente, dar asta e adevărul. Nu se lua după binitul bisericii, pentru că în primii ani se lua 20% din binitul bisericii, da? Se lua mitropolie. Pe urmă m-a trecut la unele taxe, adică nu se mai lua în considerație procentele care, dar spunea taxe și ai, n-ai. Dar a venit momentul când s-au hotărât enoriașii, oameni buni credință, au fost insistat chiar în privința asta, că să facem un pasul ăsta și am mers la lucrul ăsta.
În replică, Ioan Moșneguțiu susține că preotul Nicolae nu a cerut vreodată să fie scutit de taxe. Acesta mai adaugă că, în cazul în care ar fi întâmpinat dificultăți financiare, s-ar fi putut gestiona situația. Niciodată nu s-a plâns de marginea acestui subiect. Și dacă apare o problemă în acest sens, o comunică și se rezolvă, dar nu am avut asemenea demersuri. Am întrebat cum stau lucrurile când vine vorba de bani, impozite și taxe și pe Părintele Constantin, reprezentantul Mitropoliei Basarabiei. Cel din urmă ne-a confirmat faptul că Patriarhia Română nu impune taxe bisericești, iar preoții sunt remunerați oficial din partea statului român. Astfel, salariul lunar constituie 449 de euro, suma din care se percep taxe și impozite. 449 de euro, scăzând toate taxele și impozitele, se rămân cu 250 de euro. Încă un lucru pe care vreau să-l menționez asupra taxelor și impozitelor. În cadrul Mitropoliei Basarabiei, preoții sunt încurajați și sfătuiți ca la rândul lor, asupra serviciilor pe care le oferă comunității religioase, credincioșilor, să nu impună niciun fel de taxă, ci fiecare serviciu, reprezentând cununie, mormântare, botez sau alte rânduieli bisericești, să fie prin donație benevolă din partea credinciosului, ci să nu fie o taxă impusă din partea parohiei. Chiar dacă preotul Nicolae Grapin invocă mai multe motive pentru a-și justifica migrarea la Mitropolia Basarabiei, Mitropolia Moldovei susține că acțiunile acestuia nu sunt bazate pe voința inoriașilor de la Telenești. Episcopul Ioan consideră că parohul nu a luat decizia cu întreaga comunitate religioasă. Astea sunt declarațiile părintelui Nicolae, dar atunci când în parohie a fost prezent părintele protopop însoțit de către alți preoți, au constatat că marea majoritate a credincioșilor de acolo s-au opus acestei decizii a părintelui Nicolae. Părintele Nicolae afirmă că după aderarea la Mitropolia Basarabiei a primit mai multe vizite de la preoții din împrejurime, care i-au zis că a procedat greșit și că ar trebui să-și schimbe decizia necugetată. Sigur că au fost unele reacții privitor la aceasta. S-a anunțat, cred că, preoții din satele împrejurimi s-au anunțat nu pe altul și au venit ca un fel de protest să facă la un privitor la trecerea aceasta. Da, s-a discutat pe terenul, adică în interiorul grăzii biserică, s-a discutat pe tema asta, au fost unele confruntări, au fost unele discuții aprinse, dar mă rog, s-a terminat tot cu bine și liniștit și pașnic. Au vrut să renunțe la ideea asta sau la trecerea aceasta pe care au hotărât decisul poporul. Da, asta a fost scopul principal. Să nu fie ruptură în biserică, să nu fie iarăși dezbinare sau să nu fie unele smintele în biserică. Dar fără de asta nu putem face pas. Oricum pasul trebuie de făcut. Urmările e clar. Fiecare înțelege în felul său. Dar noi socotim că am un pas corect și drept. Episcopul Ioan tinde să creadă că preotul Nicolae a avut un moment de rătăcire și că, în curând, se va întoarce la Mitropolia Moldovei. De altfel, spune acesta, conducerea instituției va fi nevoită să desemneze un lăcaș, un alt paroh. Noi vom desemna o altă persoană la acea comunitate, dar deocamdată am lăsat loc ca părintele să stăjină în fire și poate revine la jurisdicția de care a aparținut până acum. Am luat niște măsuri drastice pentru că vrem să acționăm în duhul iubirii frățești. Dacă ați ajuns într-o situație dificilă sau aveți o istorie care merită să fie auzită, ne puteți contacta pe rețelele de socializare.